Structuri locale ale Partidei Romilor din peste 25 de comunități locale din mai toate județele Olteniei, mediatori școlari, mediatori sanitari, adică toți cei implicați în procesul de incluziune al romilor s-au reunit la Craiova, unde la problemele vechi s-au prezentat soluții noi. La eveniment au luat parte și reprezentanții de seamă ai organizației romilor. Partida Romilor crede într-o responsabilizare duală. Nu avem un mesaj în care să ne victimizăm. Credem într-o cetățenie activă, în care participarea fiecărui cetățean, indiferent de culoarea pielii, apartenență etnică, este importantă. M-am deplasat în țară, în mai multe județe, să văd care este situația organizației. Nu vă ascund faptul că sunt foarte atent la persoanele care sunt în sală, sunt foarte atent la mesajele care se transmit, pentru că în felul acesta îmi dau seama dacă liderul județului își merită locul sau dacă cumva nu trebuie să operăm cu anumite schimbări. Reprezentanții administrației publice locale au subliniat faptul că romii în această regiune nu sunt discriminați. Proiectele edilitare nu țin cont de etnie și nici de culoarea pielii. În Craiova noi nu facem niciun fel de discriminare. Condițiile sunt aceleași pentru toți cetățenii. Sunt aceleași condițiile de sănătate, sunt aceleași condițiile de educație, sunt aceleași condițiile de infrastructură. Nu am început în alte cartiere, înaintea cartierului în care domiciliază mai mulți romi, ci totul se respectă așa cum cred eu că ar trebui să se întâmple într-o administrație serioasă, corectă cu cetățeanul. Vă asigur în continuare de deschiderea pe care instituția Consiliului Județean o are către comunitatea romă. Pentru noi nu există comunitatea romă, de fapt. Pentru noi există comunitatea județului Dolj. Tot astăzi s-a discutat și despre proiectul Romii pentru România. S-a subliniat ideea că România are nevoie de această etnie, iar romii au nevoie de România.